Vernisajul celei de-a 11-a ediții a Bienalei Internaționale de Artă Ion Andreescu poate fi considerat fără nicio reținere evenimentul artistic al anului la Buzău. Dedicat aniversării centenarului Marii Unirii, sporește semnificația și prin faptul că, tot în acest an, filiala buzoiană a Uniunii Artiștilor Plastici din România va sărbători 50 de ani de la înființare. Permiteți-mi să salut invitații noștri, cei care au onorat acest foarte interesant eveniment, un eveniment, dar zice eu, cel mai important pentru artele vizuale buzoiene și nu numai. Spun asta pentru că aici dumneavoastră sunteți din multe forțe ale țării și vă mulțumesc pentru efortul pe care l-ați făcut să ajungeți aici. Din partea autorităților locale au fost prezenți la eveniment deputatul Sebastian Radu și viceprimarul Ionuț Apostu. Acesta, numărul lucrărilor este unul impresionant și frumusețea lor. Cred că veți avea mulți vizitatori. Sperăm să vedem în cadrul expoziției și elevi din ce în ce mai mult să vină să țină orele de artă în astfel de cadru. Am văzut mulți elevi care vin la lucruri, spre exemplu, stau în fața unor lucrări frumoase și discută cu adevărat despre ce înseamnă asta. Încă o dată, felicitări pentru frumosul eveniment. Mă bucur că un eveniment care a reunit, iată, 400 de lucrări, dacă am reținut bine, dintre cele mai valoroase lucrări ale celor mai valoroși artiști plastici ai momentului și nu numai, vreau să vă mulțumesc pentru prezența la Buzău și să vă asigur că vom încerca și pe viitor să sprijinim aceste evenimente. Și pentru că totuși cred că vorbim de o competiție, felicitări tuturor participanților și felicitări câștigătorilor. Vă mulțumesc! Artiști renumiți ai României, maestrii ai artelor plastice, au expus pe simezele Bienalei în calitate de invitați de onoare. Dintre cele peste 400 de lucrări de pictură, sculptură, grafică, arte decorative și artă fotografică înscrise în concurs, juriul a avut sarcina de a le selecta pe cele mai reprezentative. Juriul Luisa Barcan, vă rog să o privi de artă, președintele juriului. Profesor universitar dr. Florin Stoiciu, catedra de grafică la Universității Comitului, în Constanța. Lector universitar dr. Ovidiu Ionescu, artă decorativă, ceramist, artist spiritual, conferențiar, lector universitar Ion Angel, vă rog să-l aplaudați. Ne bucurăm și de prezența conducerii Uniunii Artiștilor Plastici, este vorba de reputatul grafician Răzvan Calatănase, o mai veche cunoștință a publicului buzoian. Aș vrea să pun în evidență și faptul că a fost o plăcere și o onoare de a parcurge aceste lucrări, în niciun caz un efort. Efortul nostru a fost minim față de cel pe care l-a făcut domnul Șușnea împreună cu doamna Anca, cu colaboratoarea sa apropiată cu galerista acestei galerii. Cred că au făcut împreună chiar niște eforturi extraordinare. De aceea zic că eforturile noastre până la urmă sunt mai mici. A fost o bucurie și o onoare. Nu a fost o misiune deloc ușoară. Aș vrea să cred că am împlinit-o așa cum se cuvine și aș vrea ca să nu fie nimeni întâi sau nefericit. Aș vrea ca toți cei care participă ca artiști pe simeze cu lucrări să se bucure că sunt aici pentru că în fond sunt parte dintr-un eveniment cultural frumos care, în mod sigur, va rămâne, care va fi reținut și de aici înainte. Premiile au fost acordate de Uniunea Artiștilor Plastici din România. Dorin Șuțu, vă rog să veniți. Sperăm să ajungă.
A ajuns, bravo! Graficianul Alexandru Ștefănescu a primit premiul Uniunii pentru lucrarea de grafică înscrisă în concurs și nominalizată de juriu. Unul câte unul artiștii profesioniști au fost chemați la rampă pentru a primi premiile pentru celelalte categorii oferite de Primăria Buzău, Consiliul Județean, precum și de societățile și organizațiile neguvernamentale care sprijină arta buzoiană. Nici presa locală, care încă mai promovează cultura și artele, nu a fost uitată de organizatori. Reprezentantul permanent, aș zice, a Campus TV și a Radio Campus, și a cotidianului Viața Buzăului, domnul Cornel Floricianu, care îi mulțumesc și îi spun că o să ne plășesc în continuare cu telefoane la cele mai ciudate ore din zi și din noapte, amintindu-i că aici la Galeriile de Arte se întâmplă lucruri extraordinare. Vă rog, domnul Floricianu. Artistul Răzvan Caratănase l-a premiat din partea UAPR pe Valeriu Șușnea, sufletul evenimentelor organizate de filiala buzoiană a Uniunii Artiștilor Plastici din România. Îmi revine și îmi face deosebită plăcere să fac încheierea, dar încă o dată vreau să vă mulțumesc dumneavoastră, onorată asistență, că ați ajuns astăzi aici și observ foarte mult entuziasm că domnul Valeriu Șușnea are foarte mulți invitați și din țară, vorbim de Brăila, la măzură, domnul președinte Iulie Mozorescu, vorbim de Galați, domnul director de ambasador NAMU, vorbim de București, vorbim de multe alte orașe, de Ploiești, etc. Din partea Uniunii Artiștilor Plastici din România, diploma de excelență se acordă domnului Valeriu Șușnea pentru merite deosebite în vederea organizării Bienalei Internaționale de Arte Ion Andreescu, 12 octombrie 2018, document semnat de către președintele Uniunii Artiștilor Plastici din România, profesor universitar doctor Petru Lucaș. Domnule Valeriu Șușnea, în aplauzele noastre. Tot respectul și toată stima pentru ceea ce faceți dumneavoastră. Premiul pentru debut al acestei ediții a Bienalei a fost acordat tinerei artiste Ana Șușnea, care dovedește încă o dată că talentul se moștenește. Expoziția Eveniment Bienala Internațională Ion Andreescu va sta pe simezele galeriilor de artă cu același nume până la sfârșitul lunii noiembrie și va putea fi vizitată gratuit.